Mai e dimineață? Da? Cred că încă mai e dimineață. Ok. Cum a fost școala de sabat? Ok. Știți ce este un puzzle? Ce e un puzzle? Ca, da, un fel de constructor, da? Deci sunt niște piese. E o imagine. Când cumperi puzzle-ul, da? Ai o cutie și o imagine pe cutie, o poză, și aceeași poză e ruptă în tot felul de bucăți și trebuie să pui bucățile, piesele alea împreună ca să faci imaginea, da? Ați auzit despre cuvinte puzzle? Hai ca să vă arăt unul. Da? Deci sunt câteva litere care sunt aranjate într-un mod greșit. Și eu trebuie acum să găsesc cuvântul, să pun literele în ordine pentru a găsi cuvântul, da? Și o să vă arăt câteva nume din Biblie. Da? Cine e acolo? Ia să vedem. Oh, stai așa că am greșit. Bravo! Bun! Deci am găsit primul cuvânt. Ia să vedem al doilea. Nu e Simon? Ia uitați-vă acolo așa. Știu că asta e pentru cei care pot să citească, da? Morala vine mai târziu. Cine? Moise! Mai speria puțin. Ok, hai să vedem. Următorul e puțin mai dificil. E interesant. Ia, încercați să citiți, da? Citiți-l. Ambra. Cine? Abraham. Acolo e o greșeală, da? Așa se scrie Abraham? Cum se scrie? Da, e engleză, da? E un cuvânt. Am vrut să văd dacă... Da, cum se scrie? Că nici nu mai știam. E așa se scrie? Fără H. Ok. Ăsta, hai că ăsta e bine. Ai! Ia, măi, astea sunt prea simple pentru voi. Prea simple pentru voi. Următorul. Ia, citește, citește. Dar nu sună mai bine trep? Trep! Cred că trebuia să-i spună trep. Era Biblia mai interesantă. Peter. Peter, ia, vezi? Mersi, m-ai ajutat acum. Și următorul? Ioan. Extraordinar, extraordinar. Ok, care-i morala? Care-i morala? Uneori se întâmplă unele lucruri în viața noastră care... sunt puțin confuze. Nu le prea înțelegem. Nu înțelegem de ce se întâmplă asta, de ce se întâmplă cealaltă. Mergem la școală și după aia unul dintre băieți sau una dintre fetițe vorbește urât cu noi, ne împinge și ne gândim, dar de ce e așa? Pentru că eu întotdeauna sunt, mă comport frumos, nu, am grijă să nu alerg pe culoar și să împiedic pe cineva. Oare ei de ce se comportă așa? Poate că uneori se întâmplă anumite lucruri în familie care nu înțelegem, cu mami și cu tati, pentru că suntem mici și nu înțelegem lucrurile oamenilor mari, da? Poate suntem puțin confuzi. Sau poate e o boală, cineva e bolnav și nu înțelegem, dar de unde vine boala asta? De ce trebuie să vină boala asta? Și încercăm să le înțelegem noi înșine, încercăm ca să facem sens din lucrurile astea. Să știți că și adulții au aceeași problemă și noi avem aceeași problemă. De multe ori sunt lucruri care nu le înțelegem. Și atunci când suntem confuzi și vrem ca lucrurile să facă sens și să fie puse în ordine, ce facem? Pentru că noi suntem creștini, ce facem? Sunt câteva lucruri care putem să le facem. Dacă eu nu înțeleg ceva ca un fiind copil, pe cine întreb prima dată? Pe mama sau tata. Merg la mama sau tata și spui, mami, tati, nu înțeleg, de ce e copilul ăsta în felul ăsta? De ce persoana cu tare are boala asta? De ce cu tare și cu tare poate a murit? Da, se întâmplă. Se întâmplă să pierdem persoane pe care le iubim. Da? Sau de ce mă doare stomacelul? De ce mă doare dintele? Da? Și mergem și întrebăm pe mami și pe tati. Dar de multe ori o să vedeți, mami și tati s-ar putea să spună, nu știu.
Nu e nimic greșit, că nu înțelegem nici noi unele lucruri. Și atunci știți ce trebuie să facem când suntem confuși și nu înțelegem anumite lucruri? Dacă nu putem să le dăm de cap, ne punem pe genunchi și ne rugăm și vorbim cu cine? Iisus. Vorbim cu Iisus, prietenul nostru, care poate să ne ajute să facem sens. Și după rugăciune, atunci mami și tati o să încerce să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi, cum o să ne ajute Iisus. Și de multe, multe ori, atunci când lucrurile sunt așa confuze, ele devin mult mai clare când îi le încredințăm lui Iisus. E ca și cum am arunca niște piese de puzzle la cineva și după ei ni le aruncă înapoi și ele toate cad în locul unde trebuie să fie și vedem imaginea corect. Da? Deci data viitoare, când sunteți confuzi, când nu înțelegeți anumite lucruri, aduceți-vă aminte ce trebuie să facem, da? Da. Unde mergem? La mami și la tati. Putem să mergem la profesoară, învățătoare, la școala de sabat, de asemenea, la instructorul de la școala de sabat sau instructoarea. Și cu toții mergem pe genunchi înaintea lui Iisus, ca El să ne ajute să înțelegem lucrurile mai dificile, da? Cine vrea să se roage în dimineața asta? Te rogi tu? Cine vrea să se roage? Te rogi tu? Închidem ochii și ne rugăm frumos lui Iisus? Gata! E greu, mă? E greu. Cine altcine vrea să se roage? Ha? Să te ajut? Hai, punem mânuțele împreună. Iisus, îți mulțumim că putem să fim cu tine azi și îți mulțumim pentru părinți, pentru părinții noștri și ajută-ne să fim ascultători. În numele Domnului Iisus. Amin. Astăzi este o zi specială și facem... Astăzi e special, am avut anunțuri speciale, acum avem o predică specială. Facem o pauză din seria Iisus a zis. Și astăzi vom da binecuvântarea, și folosesc cuvântul în mod intenționat, la trei tineri care au fost aleși să servească în această biserică ca diaconi. Și Daniel, unde e Daniel? Ion? Așa, și cine mai e? Cezar. Așa, deci acești trei tineri, da? Vă mulțumesc, puteți să luați loc. La terminarea serviciului, deci după predică, o să vă invităm în față. Și împreună cu fratele prim diacon, fratele Vasile și cei doi prezbiteri vom avea o rugăciune specială de hirotonire a acestor diaconi. Mi s-a sugerat că atunci când este vorba despre astfel de servicii divine, să avem și un mesaj pe această tematică. Și mi-am dat seama, Roxana tocmai a ieșit acum, grupul acela de Viber chiar merge. Acum mi-am dat seama că pot să iau subiecte de predică de pe grupul de Viber. De fapt, cineva mi-a sugerat lucrul ăsta, pentru că a avut loc o discuție interesantă pe tematica binecuvântării. Și aș vrea ca împreună să studiem acest subiect. Responsabilitățile diaconilor în biserică, care este semnificația binecuvântării, ce înseamnă să primești binecuvântarea ca... slujbaș al bisericii. Și cred că este foarte important subiectul, deoarece are de a face cu bunăstarea bisericii. Biserica lui Dumnezeu este o biserică organizată. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Și tot ceea ce este făcut sub auspiciile acestui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, trebuie să fie făcut în conformitate cu voința Lui și în conformitate cu cerințele Lui. Însă, în subiectul acesta o să înțelegem faptul că Dumnezeu lucrează în feluri diferite, în etape diferite ale bisericii și probabil unele practici pe care le avem în biserică trebuie explicate
puțin mai diferit decât doar cu Biblia. Și poate că pentru unii dintre noi asta o să fie o realitate sau o realizare puțin mai greu de digerat. Însă asta este realitatea în care trăim și hai să vedem în ce fel putem să înțelegem acest subiect. O să fac referire puțin mai târziu și întotdeauna îmi place să fac lucrul acesta. Când vorbim despre un subiect, să vă dau o referință dacă doriți, o carte sau în cazul acesta un articol care este foarte bine scris. Îl găsiți pe internet, deci doar intrați la Google Search informația aceasta. Curierul Adventist din februarie 2014, deci 2014 anul trecut, Curierul Adventist, un articol scris de către fratele pastor Adrian Petre și este intitulat Hirotonirea, fundal biblic și înțelegere contemporană. Și bineînțeles că este în contextul hirotonirii ca imagine de ansamblu, considerând decizia care va trebui să fie luată în curând la la conferința generală în ceea ce privește hirotonirea sau faptul că nu vor fi hirotonite femei ca pastor, însă are foarte multe principii pe care vreau să le menționez puțin mai târziu în ceea ce privește hirotonirea diaconilor de asemenea și binecuvântarea diaconilor și folosesc cuvântul din nou în mod intenționat. Dar mai întâi vă invit să citim câteva versete împreună și vă invit să deschidem Biblia în Filipeni, capitolul 1. Filipeni, capitolul 1. Cu versetul 1. E un verset foarte frumos, îmi place foarte mult modul în care apostolul Pavel, și aici spune Pavel și Timotei, scriu bisericii din Filip. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Da? Deci avem diaconii sunt menționați aici. Și e interesant modul în care Pavel și Timotei se adresează bisericii din Filipii, către toți sfinții. Deci, probabil, în dimineața asta, în loc să fi început cu stimați frați și surori, dar n-am început în felul ăsta, ar fi trebuit să spun stimați sfinți. Da, deci, Biblia referă, face referire la Biserica lui Hristos ca fiind o biserică a sfinților. De asemenea, Apostolul Pavel uneori vorbește bisericii și spune copilașilor. Și este într-un sens drăgălos sau drăgălaș, se adresează într-un mod frumos, însă în același timp, probabil, spune, aveți multe de învățat. Sunteți la stadiu în care încă trebuie să creșteți. Bisericii din Filipii se adresează către toți sfinții. Și ai, stimații noștri, să luăm acest aspect pozitiv. De foarte multe ori, poate că simțim că nu am ajuns acolo unde trebuie să fim și probabil nici nu suntem unde ar trebui să fim. Niciunul dintre noi în relația noastră cu Dumnezeu și în viața spirituală. Însă Hristos ne numește sfinți prin Pavel și Timotei. El ne atribuie această sfințenie și El ne cere să trăim în acest stadiu al sfințeniei. Al curățirii, pentru că prin neprihănirea Lui, înaintea Tatălui, toți suntem considerați sfinți. Dar pe urmă spune sfinții împreună cu episcopii sau prezbiterii, dacă vreți, cei care au grijă de biserică și diaconii. Da? Deci în Biserica Lui Dumnezeu, în Biserica Lui Hristos, avem acești oameni care au fost chemați pentru a servi în anumite slujbe. Și mergem în 1 Timotei, capitolul 3, acesta este pasajul de bază în ceea ce privește diaconii. De fiecare dată când este vorba despre darea binecuvântării sau hirotonirea diaconilor, se face referire la acest pasaj în mod special. 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1. Și în mod special vom citi versetele 8 la versetul 13, da? Hai să începem să citim de la versetul 1. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Și aici vreau să includ, nu doar diaconii, deci includem și prezbiterii.
Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Deci asta este prezbiterul. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Spuneam și cu altă ocazie, standardele acestea sunt niște standarde extraordinar de înalte la care Dumnezeu ne cheamă. Bine, în ceea ce privește a fi bețiv și bătăuș, poate este mai ușor de rezolvat, da? Dar sunt altele la care se face referire aici. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. De fiecare dată. Deci se menționează în aceste două versete, diavolul pare să fie implicat, pare să fie, să aibă o dorință să meargă după cei care doresc sau sunt puși în funcția de prezbiteri. Și mi s-a părut foarte interesant lucrul acesta, să fie o bună mărturie din partea celor de afară. De obicei, unde au loc alegerile pentru slujba de prezbiter? În biserică, nu? Aici se fac alegerile. Dar se pare că ar trebui să luăm un chestionar și să mergem și pe la vecini, să mergem și pe la colegii de muncă, să vedem ce fel de mărturie au în afară. Și acum, de la versetul 8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav. Mi-aduc aminte, unul dintre frații a venit după mine și zice, frate, zice, acolo zice să nu fii băutor de mult vin. Și am zis, frate, da, e în aceeași linie ca un alt frate care a venit și mi-a spus că Biblia spune să nu fii prea curvar. A zâmbit, s-a întors și a plecat. Și am zis, Doamne, de ce nu-mi dai răspunsul de genul ăsta de fiecare dată? Principiile bisericii sunt clare și o să vorbim puțin mai târziu, pentru că astăzi vreau să ating la o predică care probabil în viitor o să fac cei 3 P, da? Predicare, principii și practică. Da? Și astăzi o să vorbim puțin despre ultimele două, principii și practică. Principiile bisericii sunt foarte clare în ceea ce privește băutura alcoolică, da? Și în momentul în care cineva devine membru al bisericii și dă mărturisirea de credință, în acele 13 puncte ale mărturisirii de credință înainte de botez, se face un angajament că nu voi consuma alcool. Da? De ce? Datorită condițiilor în care trăim, pentru că este templul, trupul este templul Duhului Sfânt. Deci aici principiul pe care îl aplicăm este un principiu al bisericii pe care l-a luat din întregul context al Bibliei. Nu doritor de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Am putea să intrăm în tot felul de dezbatere aici. Care este taina credinței? Care este taina credinței? Știți care este taina credinței? Despre ce taină se vorbește aici? Credința. Astăzi, la studiu biblic, discutam despre Biblie, Biblia. Și că avem nevoie de credință să acceptăm că procesul prin care a trecut această carte pentru a ajunge la noi așa cum este, a fost călăuzit de Dumnezeu. Am discutat despre faptul că atunci când apostolul Pavel vorbește lui Timotei și spune că întreaga Scriptură a fost insuflată de Duhul Sfânt, el se referea la Vechiul Testament, nu se referea la Noul Testament cu niciun caz. De asemenea, în Vechiul Testament sunt și alte cărți care nu au fost incluse în Vechiul Testament creștin. Da? Sunt alte apocrife, sunt alte cărți, care cartea lui Enoch, Macabei și așa mai departe. În ceea ce privește Noul Testament, cum s-a ajuns aici? Un consiliu. La Nicea am descoperit 325 anul Domnului, s-au strâns și au făcut o decizie. Care cărți să devină canonice și care
sunt cărți ajutătoare, dar nu sunt cu adevărat inspirate de Dumnezeu. Oamenii au decis, la vot, prin vot, unii au fost de acord, alții n-au fost de acord. Și trebuie prin credință să acceptăm că această carte, așa cum o avem în formatul acesta, Dumnezeu a călăuzit procesul acesta pentru a avea Biblia așa cum este și este temelia credinței creștine. De asemenea, taina credinței, credința în sine, trebuie să creeze anumite lucruri care nu pot să fie explicate. Taina, spre exemplu, a treimii, bine, știu că unii au probleme cu expresia aceasta, a lui Dumnezeu, trei persoane, un singur Dumnezeu, taina păcatului de asemenea, taina credinței. Am avut o prezentare în care am încercat să explicăm că din punct de vedere științific, cu toții ne naștem cu această înclinare de a crede, pentru a crede. Dar este o taină. Cum de a ajuns acolo? De ce este acolo? Și chiar psihologii evoluționiști recunosc că este acolo și nu poți să scapi de ea. Taina credinței. Deci trebuie să fie un om care crede, care, și îmi place cum ne zice, taina credinței într-un cuget curat. Stimații mei, nu poți să vorbești altora. Hai să vă întreb lucrul acesta. Există îndoieli în viața dumneavoastră în ceea ce privește viața de credință? Sunt aspecte pe care nu le înțelegeți, poate de care vă îndoiți, dar pe care le acceptați prin credință? Sunt, nu există. Deci, sfera asta a spiritualității și a credinței, nu putem să vorbim despre credință fără a recunoaște anumite umbre de îndoială. Și pentru că nu înțelegem tot, atunci avem nevoie de credință pentru a accepta aceste lucruri. Mulți au probleme cu această argumentare, numesc Dumnezeul golurilor. Da? Deci acolo unde este un gol în argumentare, îl baci pe Dumnezeu, asta e credința. Însă Biblia ne cere lucrul acesta, ne cere să avem credință și să păstrăm taina credinței într-un cuget curat. Versetul 10. Trebuiesc cercetați întâi, pentru cei care sunt membri prin transfer, primim o scrisoare de recomandare și acum, în predica asta, o să dau și foarte multe aspecte practice ale Bisericii Adventiste, pentru că s-a ridicat problema aceasta, poate nu înțelegem cu adevărat ce înseamnă să fii un diacon, cum ajungi, de ce și așa mai departe. În ceea ce privește un membru care vine dintr-o altă biserică, primim scrisoare de recomandare. Și prin credință acceptăm că biserica respectivă consideră această persoană demnă de orice responsabilitate în biserică, atâta timp cât biserica locală consideră că persoana respectivă poate să îndeplinească sau este alasă să îndeplinească funcția respectivă. Pentru cineva care este botezat în biserica locală, bineînțeles că au loc tot felul de interviuri, de cercetări, de întrebări. Pentru a ajunge la o anumită concluzie, este stilul de viață cel pe care îl cere Scriptura? Dar aceste cercetări nu sunt inchiziții, da? Deci nu credem în perioada inchiziției. Stai de vorbă cu omul, te rogi cu omul, accepți cuvântul omului și mergi înainte și împreună lucrăm cu toți. Nimeni nu este perfect, împreună mergem înainte prin credință în Dumnezeu și unii în alții. Trebuie să cercetați întâi. Și numai dacă sunt... Frate Andrei, ești fără prihană ca prim presbiter al acestei biserici. Te-am pus așa pe... Zice aici, sunt fără prihană. Este cineva aici fără cusur și fără păcat? Ce înseamnă să fii fără prihană? Cum putem noi să fim fără prihană? Cum putem să fim fără prihană? Doar dacă suntem acoperiți de neprihănirea lui Hristos. În noi înșine, nimeni aici nu este fără prihană. În El însuși sau în ea însăși. În același timp, putem să spunem că cei care sunt strânși aici, în acest sabat, sunt oameni fără prihană și sfinți. În ochii lui Dumnezeu. Dacă acceptăm neprihănirea Domnului Iisus Hristos, atunci suntem socotiți neprihăniți, fără prihană, neprihăniți și suntem sfinți înaintea Domnului. Este o chestiune de inimă, este o chestiune foarte personală.
Pentru că ar fi foarte ușor, stimații mei. Știți ce? Biserica, nu doar biserica asta, biserica în general, ar rămâne fără prezbiteri, fără diaconi, fără directori de departamente și probabil în primul rând fără pastori. Dacă ar fi chestiunea să fie numiți numai oameni care sunt perfecți, fără nicio umbră de păcat. Aseară vorbeam despre integritate. Integritatea este o alegere. Eu pot să aleg să trăiesc o viață integră, morală, însă rămân încă păcătos. Nu mă pot numi neprihănit doar dacă accept neprihănirea lui Hristos care mi este atribuită. Cu alte cuvinte, în momentul în care diaconii vor veni în fața aici, vom avea o rugăciune pe care o vom face împreună și în rugăciunea aceasta va fi o chestiune de Doamne, acceptă-mă așa cum sunt, îți dau viața mea așa cum este, te rog curățește-mă și primește-mă așa cum sunt, pentru ca prin neprihănirea ta să pot să fiu demn ca slujbaș în biserica ta. Da? Deci astfel se împlinește această cerință prin alegere personală și prin rugăciune. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite. Deci iată se menționează și femeile. Unii spun nu, astea sunt soțiile diaconilor. Nu se pare să spună lucrul acesta. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. În Biserica Adventistă, hirotonim, prin practică, și femei ca diaconese. Versetul 12. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste, dacă sunt căsătoriți. Da? Apostolul Pavel spunea că poate ar fi mai bine ca să nu ne căsătorim. Da? Deci cei care decid și care sunt singuri în momentul respectiv și îndeplinesc condițiile biblice pentru a fi diaconi în practica bisericii adventiste sunt bineveniți să servească în această capacitate. Dacă sunt căsătoriți, să rămână în conformitate. Deci, vorbește de poligamie. Nu vorbește de poligamie. Care este principiul? Ce înseamnă să ai nevastă în contextul biblic? Și Adam a cunoscut-o pe Eva, da? Pe nevasta lui. Asta se referă la aspectul moral al intimității dintre un bărbat și o femeie. Deci în momentul în care acest om rămâne credincios soției lui din punctul ăsta de vedere, este considerat ca având o singură nevastă, o singură femeie. Și să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Stimații mei, nu mi se pare deloc la voia întâmplării că atât prezbiterii, cât și diaconii, prin extensie pastorii, sunt încurajați să-și cârmuiască bine familiile și copiii. Da? Dacă nu avem înțelepciunea necesară, calmul necesar, de a ne îngriji de proprii noștri copii și de familiile noastre, atunci cum putem să avem așteptarea să fim oameni care prin chibzuință și înțelepciune să-i sfătuiască și pe alții în ceea ce privește biserica? Și versetul 13, pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Asta mi se pare extraordinar de interesant. Cei care servesc bine în această responsabilitate ca diaconi vor dobândi o mare îndrăzneală în credința lor pe care o au în Hristos Iisus. Principiul ăsta este un principiu care se aplică în orice aspect al slujirii. Atunci când slujești cu credință pe Hristos, credința ta este întărită. Mulți dintre noi vrem ca să avem credința întărită doar prin rugăciune, doar prin studiu. Stimații mei, credința este cu adevărat întărită atunci când este încercată și este cu adevărat încercată atunci când lucrezi cu El și pentru El. Cum pot eu să aștept să văd puterea lui Dumnezeu la lucru
dacă eu nu fac ceea ce Dumnezeu îmi cere și nu intru în situații în care integritatea mea îmi cere să rămân un om al principiului, atunci îl voi vedea pe Dumnezeu la lucru când sunt încercat. Atunci când eu mă rog în disperare și zic, Doamne, numai Tu poți să rezolvi problema asta și problema este rezolvată, atunci pot să dau mărturie, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e la lucru, Dumnezeu e prezent, Dumnezeu a intervenit. Spuneam de dimineață, această mărturie este ceea care va face o diferență deosebită în modul în care vorbim altora despre Hristos. Unde a început? În Faptele Apostolilor, n-o să citim întregul pasaj, dar în Faptele Apostolilor, la capitolul 6, cei 7 diaconi, hai să citim, în zilele acelea, deci Faptele Apostolilor, capitolul 6, în zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor și iată că în ceea ce privește Biserica lui Dumnezeu, chiar și aici, în Dublin, se înmulțește, evreii care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Deci ei spun, predicarea Evangheliei este foarte importantă, asta este responsabilitatea noastră ca apostoli, trebuie să găsim alte persoane care vor face lucrurile acestea. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați și iată iarăși principiile. Vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Deci ce fel de oameni? Plini de Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, această expresie apare foarte des. La cincizecime, ucenicii, apostolii, sunt umpluți, de Duhul Sfânt. Și de multe ori noi credem acolo a avut loc umplerea și s-a terminat. În timp ce noi studiam Faptele Apostolilor, ajungem la cuvântarea lui Petru și Ioan, după ce l-au vindecat pe slăbănog la Poarta Frumoasă, sunt luați la întrebări, ajung înapoi la ai lor, așa spune Biblia, foarte frumoasă expresia, și își dau seama cu toții că mai marii poporului nu înțeleg încă cine este Iisus, se roagă pentru îndrăzneală să predice cuvântul și sunt umpluți din nou de Duhul Sfânt și pământul se cutremură sub picioarele lor. În ziua cincizecimii, limbi de foc. La puțin timp după aceea sunt din nou umpluți de Duhul Sfânt. Are loc un cutremur. Deci când veți veni voi aici în față, așteptăm și noi ceva să cadă, ceva, o fereastră, ceva. Să fim plini de Duhul Sfânt. Și Efeseni capitolul 3, vă invit să citim Efeseni capitolul 3. Versetul 12. Efeseni 3 cu versetul 12. De ce este nevoie pentru prezbiteri în biserică? De ce este nevoie pentru diaconi? Versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților. Asta pare o contradicție de termen. Dacă ești sfânt, ești perfect, nu? Cam așa înțelegem noi. Da, vă aduceți aminte, nu știu, când eram copil, spre exemplu, îmi spuneau prietenii, hai să mergem, facem asta, aia altă și nu știu cât era frica de Dumnezeu sau frica de tata, dar nu mergeam. Și după aceea aveau chestia asta, tu ești mai sfânt ca toți, tu ești sfânt. Și nu-mi plăcea când îmi spunea lucrul ăsta. Sfânt înseamnă că nu faci greșeli, da? Dar aici spune așa, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Diaconii, diaconesele, prezbiterii, slujbașii bisericii sunt aleși pentru slujire, pentru desăvârșirea noastră. La ora de rugăciune de dimineață ne-am rugat ca Dumnezeu să ne ajute să avem inimi calde unii față de alții. Și de asemenea pentru zidirea trupului lui Hristos, zidirea bisericii. În rezumat, care sunt responsabilitățile diaconilor? Ce trebuie să facă un diacon în biserică? De multe ori când este vorba despre alegerea diaconilor, se spune ceva de genul, da, trebuie să strângi darurile, da, zecimile, trebuie să ai grijă, stai la ușă, zâmbești frumos, le arăți oamenilor unde să meargă. Când avem biserica noastră, să ai grijă că sunt toate ferestrele închise.
Da, asta e parte din responsabilități. Însă lucrarea diaconului și a diaconesei este mult mai importantă, stimații mei. Întotdeauna am considerat diaconii, diaconesele, prezbiterii ca făcând parte din echipa pastorală. Pentru că cu toții suntem încredințați cu responsabilitatea pastorală de a ne îngriji de desăvârșirea sfinților. În Faptele Apostolilor, în capitolul 6, apostolii au spus: trebuie să avem diaconi pentru ca predicarea Evangheliei să poată continua. În Biserica Adventistă, rolul pastorului s-a schimbat. Este acela al predicării, însă de asemenea, responsabilitatea majoră este aceea de a se îngriji de membrii bisericii. În timpurile bisericii, la început, timpul Ellen White, a pionierilor bisericii, pastorii aveau un rol cu totul și cu totul diferit. Erau, de fapt, predicatori ambulanți. Mergeau din loc în loc și predicau mesajul revenirii Domnului Iisus Hristos. Predicarea era miezul în ceea ce privește slujba unui pastor. În momentul în care bisericile erau organizate, și o să vorbim puțin mai târziu din punct de vedere istoric, s-a încredințat responsabilitatea de a se îngriji de bunul mers al bisericii și de desăvârșirea sfinților, prezbiterilor și diaconilor. În multe biserici sistemul acesta încă mai funcționează și vă dau un exemplu foarte familiar în ceea ce mă privește. În biserică, în Africa de Sud, spre exemplu, vă spuneam, la un moment dat aveam între 11 și 13 biserici. Responsabilitatea era de a mă strânge, ne întâlneam cu prezbiterii și discutam modul în care anumite lucruri trebuiau să se întâmple în biserică, anumite crize sau situații unde era nevoie de vizite, însă în ceea ce privește desăvârșirea sfinților, folosesc același termen, era responsabilitatea prezbiterilor și în mod special a diaconilor și diaconeselor. Diaconii și diaconesele organizau echipe de vizitare. Biserica era foarte interesantă, era împărțită în zone pentru vizitare, în același timp în zone pentru cei care trebuie să fie vizitați. Și majoritatea erau implicați în vizitare și în a fi vizitați. Biserica în felul acesta era o biserică, un organism viu, care funcționa foarte bine. Responsabilitățile diaconilor, acum, bineînțeles, lucrurile se schimbă și responsabilitatea pastorului, datorită instituționalizării bisericii, s-a schimbat puțin și a profesionalizării rolului de pastor este și acela de îngrijire, de vizitare, de counseling și așa mai, consiliere și așa mai departe. Ca diaconi, responsabilitatea diaconilor este aceea de a se îngriji de bunul mers al bisericii din punct de vedere al părților tehnice, dacă vreți. Da? Deci în ceea ce privește clădirea, în ceea ce privește aparatura, dacă atunci când vom avea propria noastră biserică, bineînțeles, zugrăvirea, menținerea clădirii și așa mai departe, însă în același timp responsabilitatea este și în ceea ce privește membrii. Vizitarea membrilor este una dintre responsabilitățile diaconilor. Nu o să intru în prea multe detalii. Acum vreau ca să trec puțin mai departe, dacă mai sunt, haideți să avem și un fel, poate la sfârșit, o oportunitate pentru întrebări. Dar aș vrea ca să ajungem acum la aspectul hirotonirii și al binecuvântării. Deci știm care sunt responsabilitățile diaconilor. Ei trebuie să lucreze spre desăvârșirea sfinților și să se îngrijească de bunul mers al bisericii. Dar cum devine cineva un diacon? O persoană care devine membru al bisericii, după un anumit timp, nu avem o indicație cât de lung trebuie să fie timpul respectiv, uneori se spune în jur de un an de zile, persoana aceea poate să fie aleasă și în funcție de necesitate, poate să fie aleasă de către biserică pentru a servi în capacitatea de diacon. În momentul în care cineva este ales să fie diacon și este votat să fie diacon, va putea să își înceapă responsabilitățile sau să exercite responsabilitățile în momentul în care acesta este hirotonit.
În ceea ce privește diaconii, câteva responsabilități care nu le-am menționat, când este vorba despre Sfânta Cină sau botez, aceste servicii foarte importante, un diacon cu binecuvântare nu poate să oficieze Sfânta Cină, doar cu permisiune specială, și nu intru acum în permisiuni și în alte chestii, prezbiterul cu binecuvântare poate să oficieze și în absența pastorului în ceea ce privește Sfânta Cină. La botez, de asemenea, diaconii, diaconesele ajută pe cei care sunt pregătiți și care sunt botezați. Însă, pentru a... Și încă un lucru foarte important. Mi-aduc aminte, era o practică să fii ales diacon sau prezbiter, dar nu erai prezbiter, erai conducător de biserică și atunci nu primeai binecuvântarea. Numai când ajungeai prezbiter, primeai binecuvântarea. Sau erai numit diacon junior. Ați auzit de lucrul ăsta, diacon junior? Se făcea chestia asta, zice, da, după 3 luni, dacă te-ai dovedit că ești așa cum trebuie, atunci după aceea facem diacon plin. Diaconul, prezbiterul sunt slujbe bisericești care nu persoana, ci oficiul respectiv necesită binecuvântare. În Biserica Adventistă sunt 3 slujbe care necesită binecuvântare. Slujba pastorului. Pastorul de obicei, după ce este angajat, are o perioadă de aproximativ 4 ani de zile în a demonstra că a fost cu adevărat chemat de Dumnezeu. După 4 ani de zile, uneori e puțin mai devreme, alteori am avut colegi care 8, 9, 10 ani, ceea ce nu este corect, dar după 3-4 ani de zile sunt hirotoniți ca pastori. Da? Și responsabilitățile pastorale nu intrăm în asta. Poate că unii dintre asta puteți să-mi spuneți mie mai multe despre lucrul ăsta. Prezbiterii este al doilea. Deci postul de prezbiteri este al doilea post sau slujbă în Biserica Adventistă care necesită binecuvântarea, rugăciunea de binecuvântare sau hirotonirea. Și al treilea oficiu este cel de diacon, diaconeasă. Da? Deci acestea 3. În ceea ce privește hirotonirea din punct de vedere al bărbat sau femeie, din nou, nu vreau să intru în subiectul acesta, în ceea ce privește biserica, e foarte clară în departamentul diaconie și diaconii și diaconesele trebuie să fie, să primească binecuvântare. Știu foarte multe biserici unde femei au fost numite și votate ca prezbiteri. Au primit binecuvântarea ca prezbiteri și într-una din biserici a fost o discuție, biserica respectivă nu simțea că femeile ar trebui să primească binecuvântarea ca prezbiteri și a trebuit să avem o discuție cu întreaga biserică în care s-a explicat. Deci este oficiu care poartă această necesitate a binecuvântării. Și s-a decis să nu se mai aleagă femei ca prezbiteri. Biserica Adventistă nu are o regulă în ceea ce privește acest lucru. Deci nu s-a impus sau s-a refuzat ca femeile să servească ca prezbiteri. Dar atunci când cineva este numit și ales prezbiter, trebuie să primească binecuvântarea, deoarece oficiul respectiv poartă această cerință. Și acum haideți să vorbim despre hirotonire. Deci nu o să intru în toate versetele pentru că sunt foarte multe versete, nu avem timp. Vă spun din nou, Curierul Adventist, februarie 2014, puteți să citiți mai multe. Termenul hirotonire, din punct de vedere tehnic, provine din termenul grecesc kerotoneo și este format din 2 cuvinte, keir, care este mână, și teino, care înseamnă a întinde. Da? Deci punerea mâinii peste persoana respectivă. Are mai multe înțelesuri, are același înțeles și în a vota prin ridicarea de mână sau a numi pe cineva într-o funcție. În înțelegerea protestantă, pentru că sunt mai multe înțelegeri, în înțelegerea protestantă, hirotonirea este înțeleasă ca fiind punerea deoparte, foarte important, stimați mei. Ce este hirotonirea? Și o să vorbim, de multe ori noi folosim termenul primește binecuvântarea. Și aici ajunge o anumită, se creează o anumită confuzie. Deci în momentul în care ești hirotonit, e o anumită binecuvântare care vine asupra ta. Da? Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă binecuvântarea sau hirotonirea? Da? Hirotonirea, din punct de vedere deci, al bisericilor protestante, ca și biserica noastră, înseamnă, este înțeleasă ca fiind punerea deoparte, recunoașterea sau confirmarea unei chemări divine, de asemenea consacrarea și instalarea într-o slujbă. Da?
Deci când ne rugăm, ideea e să roagă pastorul și prezbiterii și binecuvântarea vine asupra persoanei respective, care o face pe persoana respectivă să fie demnă de slujba respectivă. Nu e adevărat. În înțelegerea protestantă, cei plini de Duhul Sfânt, cei calificați deja, cei aleși de Dumnezeu prin biserică, sunt recunoscuți prin punerea mâinilor, ca fiind chemați pentru această slujbă și astfel sunt instalați în slujba respectivă. Înțelegeți diferența? E o diferență de nuanță pentru unii, după părerea mea, este o diferență de substanță, pentru care devine pentru unii este un sacrament. Deci cum în alte biserici, în momentul în care te-ai rugat pentru pâinea de la Sfânta Cină și ai primit acea pâine, devine în mod fizic, real, corpul Domnului Iisus Hristos. În Biserica Adventistă nu are acea semnificație. Da? La fel, este recunoașterea faptului că Dumnezeu prin biserică a recunoscut faptul că cineva este chemat să fie diacon. Eu mă bucur foarte mult. E o ispită ca pastor, când ai alegeri. Și de multe ori îmi place să împărtășesc această responsabilitate cu cei membri din comitetul de numiri și le spun: Constantin, tu dai telefon la cutare și cutare, tu dai telefon, pentru că de multe ori mi se pare nedrept ca pastorul să dea telefon. În momentul în care pastorul dă telefonul fratele Iura, fratele Iura se simte, la pastor. Și întotdeauna avem metoda asta, dai telefon și le dai câteva zile să se roage, să se gândească, să aducă înaintea Domnului, dacă asta este chemarea Domnului. Deci este călăuzirea bisericii, însă persoana trebuie să recunoască, asta spune aici, să recunoască faptul, da, eu sunt chemat la această lucrare. Și când are loc această rugăciune, o să vorbim, rugăciunea are o semnificație și e o anumită putere, sau o să discutăm despre lucrul acesta, dar este mai mult decât orice o recunoaștere și instalare într-un oficiu deja, și e un cuvânt periculos, știu, predeterminat de Dumnezeu. Ok. Fundalul biblic al hirotonirii se găsește în două practici în ceea ce privește Vechiul Testament. Punerea mâinilor și care este a doua? Ia gândiți-vă, ajutați-mă. Care credeți că mai este o altă? Ungerea. Da? Deci ungerea. Aceste două principii. Simbolistica mâinii e bogată în Scriptură. Și m-am gândit, asta vine din articol, vreau să împărtășesc, e foarte interesantă. Există cel puțin 4 sensuri mari în care este folosită. Și dacă citiți articolul, o să aveți toate versetele. În primul rând se referă la putere și tărie. Da? Deci când se întinde mâna asupra cuiva, putere și tărie. În al doilea rând reprezintă autoritatea și controlul asupra cuiva. Cineva a făcut un studiu al celor care vorbesc maselor, da? Și mai ales în rallies, cum se, întâlniri politice, da? Și sunt mulți politicieni care fac gestul acesta. Nu este, deci este subconștient în momentul în care cineva face lucrul acesta asupra ta, sunt două opțiuni pe care le ai. Deci dacă stai de vorbă cu cineva și spune ceva mâna în față, ce faci? Reacționezi într-un fel, da? Pentru că este simțământul ăsta al autorității, al puterii asupra ta. În Africa, noi facem foarte des lucrul ăsta la copii. Când vezi un copilaș, mergi la copilaș și faci lucrul ăsta, da? E foarte simpatic să faci lucrul ăsta pe cap. În Africa, dacă faci lucrul ăsta la un copil, imediat ți se spune să te oprești. Mai ales ca alb, pentru că înseamnă că exerciți putere asupra copilului respectiv. E atitudinea stăpânului și a sclavului. În același timp, se crede că dacă faci lucrul ăsta la un copil, nu mai crește. În Africa, de cele mai multe ori, când îl întrebi pe cineva ce vârstă are copilul respectiv, sau vrei să arăți cât de mare e copilul, cum zicem noi? Păi cam atât, nu? Așa zicem. Un african niciodată nu va arăta așa. Așa arată. Zice, e cam așa de mare. Asta înseamnă că încă mai crește. Dacă faci așa, înseamnă că l-ai plafonat și ai ajuns acolo. Da? Bun, asta doar așa ca interesant. În al treilea rând,
mâna dreaptă, în mod special, reprezintă proeminența și poziția favorizată. Da? Și în al patrulea rând, simbolistica mâinii apare în actul punerii mâinilor. Aceasta transmitea, și asta e foarte interesant, punerea mâinilor transmitea două lucruri în Vechiul Testament. Binecuvântare, dar în același timp era folosită și pentru a transmite condamnare. În ce fel? Vă aduceți aminte când ducea un evreu mielul de jertfă la templu? Ce trebuia să facă? Să pună mâna asupra acelui miel și transmitea păcatul, condamnarea asupra mielului. De asemenea, în ziua ispășirii, când era țapul de ispășire, ce făcea preotul? Transfera vinovăția poporului asupra țapului de ispășire. Deci punerea mâinilor, vorbeam cu Ciprian aseară, punerea mâinilor are o semnificație puțin de speriat. Când am făcut studiul, mi-am dat seama, are mult de a face chiar și cu persoana care pune mâinile. Pentru că are o anumită semnificație. Când e vorba despre ungere, când e vorba chiar de binecuvântare de genul acesta, dar în mod special despre ungere, pentru cei care au trecut prin partea pastorală, e foarte clar, suntem întotdeauna îndemnați să avem o cercetare de sine, să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, ca niciun păcat să nu fie nemărturisit în viața noastră, pentru că noi, cei care punem mâinile, putem preveni puterea lui Dumnezeu să fie la lucru. La fel ca și persoana care primește ungerea, este îndemnată să-și mărturisească păcatele, ci mărturisiți-vă păcatele unii altora. Și am explicat asta cu altă ocazie, deci nu mă duc acum la nu știu cine și spun ce am făcut, mă duc la sora Veronica și spun ce am făcut lui Ciprian. Aia nu înseamnă că mi-am mărturisit păcatul, trebuie să mă duc la fratele Ciprian dacă i-am greșit lui. Asta înseamnă să ne mărturisim. Aici intră în alte lucruri, trebuie să ne mărturisim preoților și alte lucruri, da? Deci punerea mâinilor, semnificația punei mâinilor. În ritualul instalării preoției și a împăraților avea loc ungerea, nu vreau să intru prea mult în detalii. În ce privește punerea mâinilor, Noul Testament prezintă patru sensuri în care aceasta este folosită. Deci acum ne mutăm de la Vechiul Testament, ne mutăm la Noul Testament. În primul rând, atât Domnul Hristos este prezentat ca vindecând prin punerea mâinilor, cât și urmașii lui. Deci punerea mâinilor are de a face cu vindecare. În al doilea rând, aici se vorbește despre binecuvântarea copiilor, da? Lăsați copilașii să vină la mine, Domnul Iisus punea mâinile peste ei și binecuvânta. În al treilea rând este asociată cu botezul și primirea Duhului Sfânt. Și în al patrulea sens este cel al împuternicirii pentru slujire, da? Deci ăsta este foarte important. Nu vreau ca să intrăm în prea multe detalii, din nou, articolul respectiv vreau ca să puteți să-l citiți dumneavoastră. Gestul punerii mâinilor peste un individ simbolizează trei lucruri, da? Deci în ceea ce privește biserica. Recunoașterea că sunt persoane conduse de Duhul Sfânt, împuternicirea pentru lucrarea specială de trimiși ai lui Dumnezeu și numărul 3, invocarea Duhului Sfânt ca să se susțină continuu cu înțelepciune și putere în realizarea misiunilor. Deci în momentul în care avem acest serviciu divin de binecuvântare, de hirotonire a diaconilor, probabil acești trei diaconi vor fi cei mai bine informați diaconi care au fost vreodată la hirotonirea lor. Da? Sunt trei lucruri. În primul rând, recunoașterea chemării lor. Nu că noi i-am ales, că frate Vasile, nu prea avem pe cine. Și asta e adevărat. Dar e mult mai mult decât atât. Asta e biserica lui Dumnezeu de care El se îngrijește. Și încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a făcut provizii pentru biserica Lui din toate timpurile, în înțelepciunea Lui. Acești trei tineri, noi recunoaștem că Dumnezeu i-a chemat în slujire. De asemenea, prin această rugăciune dorim să îi împuternicim pentru această lucrare. Cum? Prin invocarea Duhului lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult, care să-i susțină continuu cu înțelepciune. Întrebare. Pentru cât timp este valabilă binecuvântarea unui diacon sau unui presbiter în Biserica Adventistă? Pentru cât timp? Și acum intrăm în aspectele tehnice. Pentru cât timp? Binecuvântarea este dată pe viață.
Deci ei vor fi hirotoniți, această binecuvântare este, și acum o să sună foarte comercial, valabilă toată viața lor. Asta înseamnă că în Biserica Adventistă, dacă ei se mută de aici și se transferă, sunt aleși și în altă parte ca diaconi, ei nu trebuie să mai fie hirotoniți din nou. Cu toate acestea, hirotonirea este valabilă în contextul Bisericii Adventiste atâta timp cât ei rămân membri ai Bisericii Adventiste. Deci aici pare să fie puțin o confuzie. Păi stai, sau pe viață, sau când Dumnezeu cheamă, El cheamă la slujire pe viață. Însă alegerea mea va determina cât voi face eu folos de această binecuvântare, acest privilegiu pe care Dumnezeu mi-l garantează. De asemenea, din punct de vedere practic, e interesant că odată ce ai fost hirotonit ca prezbiter și ești ales diacon, nu trebuie să mai fii hirotonosit ca diacon. Pentru că binecuvântarea prezbiterului acoperă responsabilitățile diaconului. Hai să mai spun încă două lucruri și după aia o să încheiem. În ceea ce privește, hai să încep cu al doilea. Eu v-am dat câteva exemple în ceea ce privește punerea mâinilor, care sunt biblice, da? Însă sunt oameni cercetători sau, mă rog, studenți ai Bibliei, care au un alt argument. Am citit cuvântarea de anul trecut de la Newbold College, pe care a ținut-o doctorul Bertel Wicklander. Din câte am înțeles, el e fostul președinte al diviziunii transeuropene sau ceva de genul ăsta. Și dânsul a vorbit despre hirotonire și a spus așa, în ceea ce privește conceptul hirotonirii, nu este găsit în Biblie. Deci hirotonirea, rugăciunea de hirotonire, nu este găsită în Biblie. Avem doar exemplu din Faptele Apostolilor, unde are loc punerea mâinilor, dar nu modul în care o facem noi în biserică. Și el spune că asta a apărut în secolul, în al doilea și al treilea secol, în Biserica Romană, romano-catolică, și că de fapt a fost o oglindire, o copiere a sistemului civic din Imperiul Roman. Deci asta se întâmpla când cineva era numit într-o anumită funcție în Imperiul Roman, la curtea romană, avea loc o astfel de ceremonie de hirotonire a persoanei respective, bineînțeles că nu era în contextul religios, dar Biserica Romano-Catolică l-a preluat și noi ca protestanți l-am preluat de la ei și că de fapt aceasta ar fi o practică păgână. Zice, nu este păgână în sensul că e ceva greșită cu ea, doar că am împrumutat-o. Spre exemplu, câți dintre voastre știți că, de fapt, când ne rugăm împreunarea mâinilor, vine din nou, din păgânism? Deci, iudeii, cum se rugau iudeii? Iudeii nu se rugau așa. Iudeii, cum spune Bogdan, sau se rugau așa, sau așa. Depinde. Dacă era o cerință sau ceva care vreau ca să îi ceară lui Dumnezeu, se rugau așa, cu mâinile în partea asta. Când cereau ceva de la Dumnezeu pentru a primi, așa se rugau. Împreunarea mâinilor a fost împrumutată din alte culturi păgâne. Și sunt și alte exemple de practică pe care noi le-am preluat în biserică. Și noi, de când am început noi să existăm ca biserică? 1860. Da? Mișcarea adventistă a început în 1840 și 1844 este anul oficial, dar a început mult mai devreme și noi ne-am organizat ca biserică în anul 1860. Cine a făcut parte din biserica respectivă? Hai să vă citesc aici un pasaj. În primii ani de după 1844, majoritatea pastorilor, vorbim despre hirotonirea pastorilor, erau deja hirotoniți în bisericile din care ieșiseră, existând o puternică opoziție față de tot ce însemna organizare. Deci ei erau deja pastori, hirotoniți și au rezistat la început, mișcarea adventistă a rezistat organizarea. Odată cu apariția tot mai multor pastori
care refuzau să coopereze cu liderii recunoscuți ai bisericii, James White scrie un articol în Review and Herald, numărul 20 din decembrie 1853, în care afirmă că bărbații care sunt chemați de Dumnezeu să învețe și să boteze ar trebui să fie puși deoparte pentru lucrarea de slujire prin punerea mâinilor. O practică practicată, care era atunci folosită, în bisericile de unde au ieșit. Deja din toamna anului 1853, Jane Andrews, Hutchins, Sperry au fost hirotoniți și la scurt timp are loc un serviciu de hirotonire pentru diaconi, iar în anul 1854 Joseph Bates propune hirotonirea prezbiterilor. Deci prezbiterii și diaconii au început să fie hirotoniți în biserica noastră începând cu anii 1853-1854. În prezent, în practica adventistă, atât diaconul cât și prezbiterul trebuie să fie desemnați prin vot de către biserica locală. Diaconul nu va începe să-și exercite slujba până când nu va fi hirotonit. Alegerea prezbiterului reprezintă recunoașterea darurilor sale, însă pentru a avea autoritatea de a sluji în această funcție, trebuie hirotonit. Și acum, în concluzie. În ceea ce privește Biserica Adventistă, de câte ori avem noi Sfânta Cină? De 4 ori pe an. De câte ori aveau Sfânta Cină în Biserica Primară? În fiecare zi. Frate Andrei, de ce noi avem o dată pe trimestru? Sunt alte biserici care o au în fiecare duminică. Da? Și zic duminică, știu la ce mă refer. Cine a determinat când să o avem noi? Da? Deci asta a fost o chestiune de dezbatere, de decidere și a fost biserica care a decis o vom avea o dată pe trimestru și se dau anumite motive. Deci recunoaștem că Sfânta Cină este foarte importantă. Sfânta Cină nu este singura care, deci noi nu suntem singura biserică unde are loc Sfânta Cină. Sunt anumite diferențe pentru că noi nu folosim pâinea nedospită și mustul nefermentat, care au simbolisme teologice, deci referiri teologice. Însă biserica a ales acest lucru. În ceea ce privește hirotonirea, este o practică care a fost determinată de biserica sau de pionierii bisericii adventiste la începuturile bisericii. Însă este o practică care este împrumutată din, putem să spunem, din Biblie sau din bisericile de unde au ieșit. Stimați mei, claritate. Haideți să înțelegem că biserica adventistă nu există într-un vacuum, în izolare. Suntem cine suntem pentru că am trecut printr-un anumit proces de dezvoltare și ne-am organizat ca biserică. Și în biserica noastră avem ceea ce unii găsesc foarte greu de acceptat și de înțeles, tradiție a practicilor. Când folosim cuvântul tradiție, suntem puțin, wow, stai așa, păi, nu. Tradiția este periculoasă atunci când este vorba despre învățătura teologică. Biblia este ceea ce trebuie să rămână. Sola Scriptura, Biblia rămâne regula de înțelegere. Însă în ceea ce privește practica, practica este aplicarea principiilor în practică datorită unor considerente pe care noi ca biserică le găsim potrivite pentru a ilustra anumite învățături și principii biblice. Când cineva ne întreabă, sărbătoriți Paștele, care este de obicei răspunsul nostru? Nu dați negativul, dați pozitivul. Da? Da? De câte ori? De 4 ori pe an. Da? Ăsta e răspunsul pozitiv. Nu. Ala nu e bine. Da? Cel pozitiv? Da! De 4 ori. Când? La Sfânta Cină. Și dacă vă întreabă de ce, ce răspundeți? Unde e biblic așa?
Nu poți să zici că e biblic, așa, pentru că dacă cunosc Biblia, o să spună, păi ei o aveau în fiecare, în fiecare zi. Deci, noi sărbătorim acest eveniment, nu numai o dată pe an, de 4 ori, inspirat de Scriptură, unde ucenicii și apostolii și prima biserică sărbătoreau moartea, viața și viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos în fiecare zi. Apostolul Pavel a vorbit împotriva acestei reguli pe care ei au pus-o. A fost iarăși o regulă pe care ei, ca oameni, au decis-o să sărbătorească, probabil la călăuzirea Duhului Sfânt, dar Apostolul Pavel spune, a început să degenereze lucrul ăsta, în altceva. Ca biserică am luat principiul Sfintei Cine, a Paștelui, am luat principiul sau sfatul pe care Apostolul Pavel spune să nu degenereze în altceva și am considerat că o dată pe lună, o dată pe trimestru, este cel mai potrivit mod să sărbătorim acest eveniment. Ca biserică îl sărbătorim de patru ori pe an. Asta este explicația, hirotonirea. Da, sunt exemple în Biblie. În ceea ce privește punerea mâinilor, sunt mai multe motive pentru care s-a pus mâinile. În ceea ce privește pe Domnul Iisus Hristos, ai hirotonit Domnul Iisus Hristos pe cineva? Găsiți undeva în Biblie că acum pe dezbaterea asta cu hirotonirea femeilor se fac tot felul de argumente care unele sunt nefondate. El nu a hirotonit pe